dragii mei, și bine ați revenit la un nou vlog. Poc, poc, poc. Nu știu cu ce o să fie vlogul de azi. O să filmez ca de obicei ce fac eu zi de zi, ce mănânc, ce din astea. Pentru că am văzut că asta e cea mai mare cerință la vloguri. Suntem amândouă în Winnie the Pooh. Ia Milado. Și are și mama cu Winnie the Pooh, hanorac. Da! Deci astăzi îi vine, trebuie să mă ajung acuș comanda de mâncare, de cumpărături de mâncare de la Ocado. Am să vă arăt ce am cumpărat, pentru că am zis că am început acest stil de viață sănătos. Dar și încă sunt bine, adică tot am mâncat numai sănătos și bine și am cumpărat multe chestii bune. Da. Apoi am să-mi gătesc cu voi ce o să mănânc eu acum dimineață, ce fac mai încolo pentru la prânz. Da, și chestii ce mai facem noi două, Miladă, nu știu ce mai facem. O să vedem. Urmeze și un video cu diversificarea Miladei. Am filmat timp de o săptămână, adică încă filmez că nu s-a terminat săptămâna, e vineri și trebuie să mergi până duminică. Dar nu știu dacă o să fie înaintea acestui video sau după, o să văd. O să văd cum reușesc să editez și cum mă încadrez cu timpul și cu filmatul. Ai ceva de spus? Cât tot timpul vrei să vorbești aici la cameră? Nu ai nimic de spus? Bine atunci, închidim dacă n-ai nimic de spus. A, de acum te-ai găsit să știi plâni? Da? Poc. Mi-a ajuns și comanda de mâncare, adică cumpărăturile pentru mâncare. O să le scot întâi din pungi ca să nu fac mult zgomot în timp ce vă arăt. Și apoi am să vă arăt tot ce mi-am cumpărat. Și o pun și pe Milada aici la locul ei. Ce dezordine, Milada, ai lăsat aici pe canapea. Da, tu ai lăsat, nu râdi. Să încep să vă arăt. Mi-am luat din nou carne tocată de curcan. Unt, mi-am luat și creveți. Mi-am luat două de creveți. Să fac creveți. N-am mai făcut de mult. Aici avem roșii și tot așa bucăți de piept din curcan. Apoi am luat aici niște banane, dar uitați cât de verzi, să nu-mi plac deloc. Porumb, salată, portocalii roșii, pătrunjel, am luat proaspăt, un castraveti, ardei, ou, lapte. Ce-am luat de sare spălat, că nu mai aveam. Apoi am luat câteva condimente, am luat piper roșu, nu știu cum se traduce cayenne, organic. Apoi am luat și turmeric și am mai luat și semințe de cumin. Apoi am luat lentilii, am luat fasolii roșii organică, așa arată. Am luat și ovăz cu cacao și cu migdale. Cam asta am luat. I-am luat lui Milada o jucărie, care încă nu am desfăcut-o. Am să o desfac acum. Așa, i-am luat lui Milada veioz din noapte. E această maimuțică care se aprinde. Stați un pic să încerc să o aprind. Să vedem cum se aprinde. Ok, ia să vedem. Cum s-a prindit? Ok. Așa, trebuia să-i dau ceva remove de la spate. Așa arată maimuțica. E destul de mare. Deci, uitați, în comparație cu riba care e mare, e mai mare un pic decât riba. Și schimbă și culoarea. Și veioză de pat. Scrie acolo travel, adică când călătorești, pleci undeva, poți să o iei. Are și aici la spate sau agăți de pătut sau undeva sus, dacă vrei să desfaci asta și să prindi. E super drăguță, ce mă bucur că i-am luat-o lui Milada. Uite, Milado, îți place? Îți place veioza? Păi să prindi. Îți place, nu? Mai muțica? Ei, să prinde mai muțica ta, da? Asta, dă-i o pupă, dă-i o pupă de bine ai venit, da. Ce-i spui tu acolo? Ce nume să-i punem? Ce nume să-i punem? Că toate jucăriile tăi au nume.
Ne gândim și spunem mai încolo, da? Bine. Când i-am dat mai muțicat, o vorbește cu ea acolo și țipă. O lăs așa un pic să văd dacă mai face. Nu mai vorbești cu maimuțica, tu? Acolo, o să-mi fac acum niște ouă în tigaie, rețetă de la fratele meu. Tot îl menționez pe fratele meu pentru că el mănâncă sănătos de foarte multă vreme și știe și mai multe rețete decât mine și eu învăț de la el. Da, trebuie să mă ocup un pic dimineața. O să dau drumul la foc mediu. O să pun puțin unt în tigaie. Și apoi și un pic de ulei. Puteți folosi ulei de măslini, eu nu am. Și pun un pic de ulei de fără salului pestat la rece. Care e pentru salate, dar merge un pic. Milada s-a uitat la mini, atât de serioasă. Da, tu, Milada, mama face papa. Acum o să pun ouăle. Și deocamdată nu pun nimic, le acopăr și le lăs 2 minute dacă vreți să fii moi, dacă vreți să fii mai tare, lăsați 3 minute și mă duc la Milada. Acolo e cumnata mea. Așa arată ouăle. Acum o să pun deasupra niște piper roșu, sare, piper și apoi o să rad un pic de brânză. Să vedem cum reușesc.
Ok, deci ultima oară când m-am filmat, cred că mâncam ou. Da, după aia m-a dărâmt-o pe Milada. Și m-am apucat de curățenie în toată casa și nu am vrut să mai filmesc. Mereu mă filmesc când fac curățenie și nu vreau chiar să fiu așa de enervantă. Am terminat peste tot, mai am aici de spălat câteva vase acolo și câteva aici pe masă, care o să-l termin tot în seara asta. Vreau să termin toată curățenia în seara asta. Vă curat la baie, mi-a spirat toată casa, deci iuhu, mă bucur că am reușit să fac asta. Și acum am fost până la magazin în Sainsbury's ca să luăm câteva snacks-uri, gustări sănătoase pentru stilul nostru de viață sănătos, că David nu i-a convenit că nu l-a nimic, așa îi place să ne mănânce din când în când ceva. Și am zis să mergem să luăm ceva. Am să vă arăt și vouă, în caz că și voi sunteți în căutare de gustări din astea, între mesii mai sănătoase. Ok, bine, asta nu e neapărat o gustare, dar poate fi. Am luat humus. Eu nu mănânc humus deloc, îl urăsc. Dar fratele meu mi-a zis că ăsta din Sainsbury cu usturoi și cu ardei roșu, sigur o să-mi placă. Și l-am luat. Și am luat și pâine de semințe ca să mănânc cu el. Apoi David și-a luat ăsta, care e doar pentru copii, dar nu are zahăr și e foarte bun. Astea sunt din orez și din porumb și au gust de afine și de vanila. Și apoi doar din porumb cu un pic de sare. Și am mai luat astea care le-ați văzut în video cu sora mea, care sunt cu smântână și ceapă și asta cu brânză cheddar și ceapă. Pardon. Și apoi aici trebuie să-mi pachet duminică în țară și am luat bomboane, da, am luat cafea ca să scot bomboanele. Deci, la Aldi găsesc cea mai bună cafea. Asta e cafea decaf, care eu o beau acum din greșeală, că sora mea a cumpărat și am început-o și nu credeam că o să-mi placă, dar nu-mi dau seama deloc că nu e cafea normală. Cel puțin eu. Bine că eu nu eram o băutoare înrăită deloc de cafea, dar am început în sarcină pentru că îmi plăcea gust amar și asta are același gust ca și cafea normală și beau doar decaf. Bineînțeles că este și cea normală, care așa arată și e super bună, deci e cea mai bună cafea Eva. Și cam atâta, cred că o să închid vlogul aici pe astăzi, dar noi ne vedem mâine. M-am machiat un pic, adică mi-am luat BB cream, concealer, rimel. Ca să arăt cât de cât ok, ca să trebuie să mă duc să fac niște cumpărături pentru România și câteva pentru noi. Camilado, trebuia să mă spăl pe cap, dar nu am mai avut timp aseară. Ne-am trezit 5 jumate, 6 fără, e ora de trezire a Miladei, apoi iar a adormit ea și am mai stat pe aici prin casă. Am mai răspuns la comentarii pe YouTube, Instagram. Acum o să merg jos să mănânc ceva. Trebuie să mănânc ceva, deși e târziu. Și trebuie să gătesc și prânzul. Și trebuie să-i pregătesc și un Milada prânzul. David e la muncă și pentru el. Apoi vine cineva la mine timp de o oră, o oră și ceva. Și apoi trebuie să merg la cumpărături. E o zi foarte, foarte încărcată. Da, deci asta vroiam să vorbesc cu voi înainte să mă vedeți că dau pe timelapse și fac toate chestiile. Milada, ia mâna de pe cameră ca să arătăm. Trebuie să iau și hainele lui Milada la spălat. Oh, da. Oh, da. Ei, yeah. Ai pierdut momentul de vorbit. Acum nu e momentul de vorbit. Cred că o să mănânc. Opa. Acest humus care l-am cumpărat aseară. Abia aștept. Abia aștept. Milada, nu mai mi-a acoperit camera. O să mă pun acum să mănânc și ne vedem mai încolo. Oato! Thank you.
Am ajuns la cumpărături acum. Am să vă arăt și ce am luat așa în mari. Am adormit-o pe Milada și acum filmez cu telefonul când mai am baterii. Și am făcut rețeta de la Baby Mănâncă, Aria's Chicken pe YouTube. Am să lăs linkul la video în descriere la rețeta asta. Îi pui crispy. Acum o zbat la cuptor și am să vă arăt și când scot. Abia aștept să mănânc. Deci uitați cât de bine poate să arate puiul ăsta. Niam, niam, niam. Da, și am să merg în sufragerie să vă arăt așa în mare ce am cumpărat. Ok, deci mi-am mai luat tot așa gustări sănătoase. Astea le-am luat de la... Le găsiți și în Mori sau eu l-am luat de la Holland & Barrett, la compania mea. Mi-am luat batoanele astea cu ovăz și cu mieri. Apoi mi-am luat un unt de cocos și de migdalei. Și apoi mi-am luat astea de la Naked cu cacao și aia cu cacao și portocale. Eu de obicei am luat asta din Aldi, este tot 2 lire. Și sunt super bune, se cheamă True, dar acum am fost în Morrison și am luat astea. Și am mai luat aici una mare de unt de arahidi. Și am luat Lumilada în cutia asta, tot la mine la companie. Am luat vitamina D. Eu ori am înțeles greșit, ori moașa am înțeles greșit, eu am înțeles că trebuie să dau numai în prima lună, apoi cineva pe Instagram mi-a zis că trebuie să-i dau timp de un an, și apoi în cartea asta care eu îi fac diversificarea, din care citesc, mi-a zis că tot așa trebuie dat până la un an. Apoi aici am mai luat niște hârtie igienică, bureți, un săpun, chestii de fetii, o perie pentru toaletă. Iar aici am luat să trimit acasă. Am luat multă ciocolată neagră pentru părinți. Multe ciocolăți am luat. Au zis tati că el vrea ciocolată neagră. Am luat mama niște fier, mi-am luat și eu cu vitamina C și am luat și unul cu minerale. Așa. Aici pentru sora mea tot așa niște chipsuri, dulciuri. Aici sunt din partea surorii mele mai mici. Dar am luat această oală pentru orez, că le-am zis că e foarte bun. Da, și cam atât am luat. Așa arată super, deja am început să mănânc. Eu mai puteam mânca două bucăți. E atât de bun, asta e rețeta mea favorită de acum încolo de pui. Cine e cea ursuleț? Cine Astăzi e duminică, acum mergem un pic în oraș și Milan are combinezonul ăsta pentru 6-9 luni, de asta e un pic mare, că celălalt albastru i-a rămas mic. Da, Milan, o șansă l-a dat pe asta. Și zic că e un urs, e atât de pufos și de gros. Și ai văzut camera și vrei și tu să te bagi în seamă. Hei, ursuleț! Hei, ursuleț! Acolo am pregătit astea pentru trimis în țară. Și acum mergem un pic la magazin. Bineînțeles că o să vă arăt ce-i cumpăr. Hai să plecăm cu tia căldurile, da? Hai! Am ajuns la cumpărături, dar am ieșit direct afară să ne plimbăm. Nu așa, Miladu? Ia uite! Pentru că acum eu mai trecut din răceală, dar ce rău să vede cu lumina asta. Eu mai trecut din răceală. Ei! Ce frumos afară și am zis să mai scot un pic și pe ea la aer. În mașină. Și acum ne plimbăm un pic și apoi mergem acasă, arătăm ce am cumpărat. Da! Așa? Foarte frumos afară astăzi, foarte, foarte frumos. Stați într-o cameră să vedeți. Uitați ce cer senin, e super fain. Dar cel mai mult îmi plac plantele astea de aici, așa. Cum arată. Și un pic de ceață, așa. S-aude și un cu-cu-cu. Da, David, e răcit, el nu a venit cu noi. O răcit el acum. Pentru cum i-aș lumina, dar și-o răcit el, din păcate. Wow! Căluți pe stradă, chiar n-am mai văzut! N-am luat multe lucruri, am luat doar două chestii. I-am luat lumina de o cană din asta ca să bea apă. E ajutătoare, are și mineri. Sper să o ajute. Vreau să iau altă culoare, nu albastru. Dar nu aveau și am luat-o pe asta.
Și am luat și coșul ăsta în care se pun toate jucăriile ei. Pentru că am un coșuleț mic, dar e prea mic și are mult și tot timpul stau pe canapea, să nu mai fie dezordine. Da, și am luat astea care aveam nevoie și am mai luat pentru noi niște popcorn. Și cam atât, da. Prea multe lucruri că m-am zis, are ce trebuie și nu mai era nevoie să mai cumpăr de altceva. Trebuie să mai cumpăr un mergător, dar nu știu când o să vedem. Poate săptămâna viitoare. Oricum, abia aștept să postez săptămâna viitoare că am niște noutăți pentru voi și giveaway. Da, abia aștept să vin săptămâna viitoare. Dacă nu mă urmăriți pe Instagram, o să lăs aici într-un colț să mă urmăriți, că acolo în curând o să postez despre un giveaway care e super, 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 abia aștept. Acum cred că o să închid vlogul aici. E ora 4 fără 25. Domnule, pachetele nu au venit încă. Vreau să vă arăt ce mi-a trimis mama din țară, dar vă arăt în vlogul următor. Dacă tot v-am arătat ceasul, vreau să vă zic că să nu e un ceas de fiță, adică eu nu-l port la mână de fiță. Normal, pentru că îmi ține evidența pașilor care fac într-o zi, câte calorii ard, pentru că vreau să văd câte calorii ard, cât mișcare fac, pot să-mi loghez și mâncarea, adică să-mi pun să văd câte calorii am mâncat eu pe zi, pentru că am aplicația în telefon, e foarte fain și ușor de utilizat și îmi spune și cât timp dorm ușor, cât timp dorm deep, adică adânc. Am văzut cât de puțin dorm, deci media mea e de 3 ore pe noapte. Cel mai mult am dormit 3 ore 25 pe noapte, deci dorm foarte puțin, nu mi-a venit să cred. Mie mi se părea că dorm mai mult, dar nu. Atâta dorm și deep sleep, adică somn adânc, cel mai mult am avut 17 minute. Foarte fain. Da, și de asta îl port tot timpul la mână, pentru că monitorizează tot. Și am aici și bătăile inimii, sau pulsul, nu știu ce e asta. Acesta e un ceas care mă ajută să urmăresc eu progresele mele în a avea un stil de viață sănătos. Da, și o să închid vlogul aici. Dacă v-a plăcut, ca de obicei, nu uitați să vă abonați, să-mi dați un like. Iar eu, până în vlogul următor, vă pup. Pa!